Pentru noi e prima competiție organizată la acest nivel. Suntem foarte bucuroși că au acceptat invitația câteva cluburi din țară, adică de la Iași, de la București 3 cluburi, de la Brașov, de la Slobozia și 2 cluburi din Constanța. Suntem foarte bucuroși că au venit atâția copii, în jur de 70 de copii, pe diferite categorii de vârstă. Și chiar dacă suntem la prima ediție, sperăm că, așa cum am putut să ne organizăm, fără lipsă de experiență, ca această competiție să fie la un nivel ridicat, ceea ce ne dă speranțe că și copiii noștri, chiar dacă sunt la prima participare de acest nivel, copiii noștri să câștige, să capete experiență astfel încât luna viitoare la campionatele județene și după aceea la campionatele naționale să ne prezentăm onorabil. Vrem să mulțumim primăriei și Consiliul Local Cumpăna, Direcției Județene de Sport, Asociației Județene, pentru că ne-au ajutat să organizăm această competiție pentru micii sportivi. Vorbim de o competiție de scrimă, Cupa Prieteniei la sabie masculin și feminin, la categoria copii. Copii under 13, under 11 și under 9. Anual o faceți sau de doar pe an? Sau cum? Este prima ediție, noi suntem o secție tânără înființată la Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, de pentru care ne-am bucurat de prezența cluburilor cu tradiție în sabie, cum sunt cei de la Slobozia, de la Iași, de la Brașov și din București. Câte ore durează? Toată ziua? De obicei, competițiile de scrimă sunt pe durata întregei zile. La noi a fost și o particularitate, pentru că n-am vrut să fie numai competiția în sine, cum se obișnuiește. Toate cluburile am fost de acord, ca ei fiind începători, să facă și un antrenament comun înainte. Și cred că a fost bine primit de către toți sportivii. Cam cât durează un meci de scrimă între doi copilași? Se trage pe sistem, lupta dintre doi scrimori se numește asalt și se trage un asalt, zicem noi. Ea durează în grupe, se luptă până la 5 tușe, 5 atingeri și durează 3 minute. Dacă scorul este egal și trec cele 3 minute, nu este cazul la sabie, pentru că sabie e probă foarte rapidă, se termină mai puțin de 3 minute, după care sunt eliminările directe, unde la cei 8-9 ani sunt 8 tușe, 8 atingeri, și categoriile under 11 și under 13 până la 10. Sunt peste 70 și ceva de trăgători, ne-a luat și pe noi prin surprindere numărul mare. Ne bucurăm că am făcut față cu brio la sistemul de organizare și toți copiii sunt bucuroși pentru locurile care le ocupă și sistemul de desfășurare a competiției. Decât să fie
decât să vă rugăm să ne iertați că n-am avut un drum practicabil, că poate condițiile de cazare n-au fost la nivelul așteptărilor dumneavoastră, însă eu, ca om, ca fiica a comunei, dați-mi voie să mulțumesc părinților din secția de scrimă a Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, să vă mulțumesc, dragi părinți, că m-ați ajutat pe mine, nu pe altcineva, să putem să-i găzduim, să-i servim la masă și să-i omenim, așa cum fac românii, de oaspeții noștri dragi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi sportivi! Am văzut un tânăr de 8 anișori, a plecat plângând de aici. De ce oare a câștigat 7 puncte în loc de 8? Doamne, cât a pierdut! Ați văzut câtă dedicație, câtă muncă, cât suflet pus! El știa că trebuia să câștige. Voi toți sunteți câștigători! Voi toți, dragii mei! Pentru că ați venit să concurați și că vreți, încet, încet, să vă instruiți să ajungeți cu toții campion mondial, precum